Capitolul 5. Vindecarea slăbănogului de 38 de ani. După aceea era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos?" Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Isus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul acela care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea, Isus l-a găsit în templu și i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Lucrarea fiului. Dar Isus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel de o potrivă cu Dumnezeu. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul, în tocmai căci tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului, pentru ca toți să cinstească pe fiul cum cinstesc pe tatăl. Cine nu cinstește pe fiul, nu cinstește pe tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul fiului lui Dumnezeu și cei ce l-vor asculta vor învia. Căci, după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și fiului să aibă viața în sine și i-a dat putere să judece, întrucât este fiu al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea ci voia tatălui care m-a trimis mărturia tatălui și a lui Ioan dacă eu mărturisesc despre mine însumi mărturia mea nu este adevărată este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că tatăl m-a trimis și tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care v-o dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască, Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele?"